Acum vom vorbi despre înfrumusețarea stațiunii noastre, a localității noastre, pentru că foarte mulți se întreabă ce mai este cu sera, de unde sunt florile. Da, am găsit o seră aproape să se prăbușea, o seră din care se pierdea foarte multă căldură iarna și nu aveam posibilitatea să facem atâtea flori câte ar fi fost necesare. Inclusiv am avut critici că nu reușim să păstrăm calendarul. Calendarul a fost păstrat tot timpul, în fiecare an. Anul acesta îl vedeți mult mai îmbunătățit și parcul central are mult mai multe flori. Am reușit și în stațiune, mai la Vale de Primărie, să îmbunătățim aspectul estetic. Am reușit să reabilităm sera, practic s-au investit aproape 10.000 de euro și iarna trecută s-a văzut deja confortul acolo, s-a instalat un sistem de încălzire pe electricitate, economic, inverter, în așa fel încât să nu avem nevoie ca în perioada de noapte să trimitem pe cineva acolo să facă foc și totul funcționează automat, am făcut și o economie la resursa umană și acest lucru se vede deja și în costul pe care îl plătim în total pe partea asta de flori. Un aspect foarte important, încă din 2017 am primit donație de la Asociația Prietenii Stănicului arbuști ornamentali. Arbuștii plantați acum 3 ani deja se văd foarte frumos, toată lumea îi apreciază și anul trecut s-a făcut o a doua serie de sponsorizări și s-a reușit încă în parcul din oraș, din dreptul pieții, să se îmbunătățească, s-au plantat acolo arbuști ornamentali. Avem peste 120 de arbuști ornamentali plantați și magnolii și se vede deja că aspectul estetic, partea asta de înfrumusețare, de dotare, de inclusiv cu mobilier stradal, s-au înlocuit toate băncile, lemnele de la bănci, s-au înlocuit coșurile de gunoi, s-au adus huse de protecție și toate celelalte îmbunătățesc aspectul estetic al localității noastre. Mai avem multe de făcut, dar, spre exemplu, la întreținerea parcului am cumpărat un tractoraș care strânge iarba, o tundem eficient, o tundem des și acum s-a aprobat să mai cumpărăm încă unul, respectiv vom avea utilaje, avem deja mașini de cosit cu acumulatori, avem tricicleta electrică și toate celelalte achiziții pe care le-am făcut în acest sens sunt cu scopul de a eficientiza atât consumul de carburant, dar și a eficientiza activitatea de salubritate. Nu este corect să mergi cu un tractor sau cu o mașină de 3,5 tone să strângi câteva coșuri de gunoi sâmbăta, duminica. Acest lucru se face cu tricicleta, se face și civilizat, fără zgomot, fără poluare și înfrumusețarea localității s-a îmbunătățit mult. De asemenea, am achiziționat în fiecare iarnă pentru iluminatul festiv, îmbunătățim în fiecare an iluminatul festiv și asta face parte tot din înfrumusețare, din promovare. La capitolul indicatoare am instalat foarte multe panouri de atenționare, de conștientizare, dar și de promovare a localității noastre. Inclusiv în fața primăriei s-a modificat acel indicator de marcaj de localitate, s-au instalat pentru prima dată în localitatea noastră indicatoare către destinațiile turistice. Venea omul și era orb la Stănic, trebuia să oprească să întreabă pe cineva unde e hotelul, acum oprești, vezi indicatorul frumos și pe Valea Stănicul, dar și în stațiune există asemenea indicatoare și este doar un început, pentru că ele vor fi din ce în ce mai multe și turistul va fi din ce în ce mai informat referitor la localitatea noastră. Sperăm ca și agenții economici să înțeleagă și unii deja au făcut-o, dar trebuie să o facă toți, să-și înfrumusețeze clădirile, să-și înfrumusețeze, să pună flori pe perioada de vară, să își facă frumoasă curtea în așa fel încât împreună să avem o localitate mult mai frumoasă și apreciez și cetățenii de pe Valea Stănicului care
au înțeles și și-au amenajat foarte frumos în fața casei. Mai avem de lucru aici, dar sper ca în anii care vin să îmbunătățim substanțial și aspectul de pe Valea Slănicului.